Bună dimineața, prieteni! Ia veniți, vedeți! Am venit să găsesc micul dejun și micul jun, uitați, mi-a adus 4 ori la 3 ouă, dar astăzi nu mai mănânc ouă. Iaurt, hai să vedem, mâncăm de asta. Ia, patroana a pus, are un băiat la muncă aici. Deci are un băiat la muncă, care a angajat un băiat să vopsească gardul, dar vrea patroana să vopsească și gardul pe dinăuntru. Vedeți, aici vrea să-l vopsească culoarea asta, la alta noastră, portocalia asta, sau cum e gardul. Hai, așteptăm aici micul dejun, prieteni. Așteptăm micul dejun aici. Sau ia să vedem pe patroana. Ia cu micul dejun. Ia să vedem dacă sunt corcoduși aici. Nu am găsit nicio corcoduș. Ia uitați masa mea, mai bine stăteam la masa. Patronă! Da, mamă! Bună dimineața, patronă! Bună dimineața! Ce ai făcut? Mi-ai făcut micul jun? Uite, pregătesc acum că plec la pomană, că e pomana lui bunica lui Luluci, lui da. Cantiț. Ce faci acolo? Uite, păi iară ouă mi-ai pus, că mi-a zis nu lumea. Nu mai mi-a zis lumea în comentarii. Da. Dar ce faci acolo? Le-am mâncat, le-am opărit, prima dată și le-am prins în tigaia de la dar doamnă. Dar ce sunt astea? Pudulii, tigaia de la doamnă. Zic că sunt pudulii de curcan, patroane. Pudulii de curcan, da. Da? Hai gata. Hai gata, ia-le. Ia. Îmi iau pudurile astea de curcan și le mănânc, prieteni. Și aici, patroane, ce e? Uite, vă zic că uite alea ce-a putut și că mai trebuie să fac mâncare. Hai acolo cu ei. Hai la masă. Hai. Veni băiatul ăla să facă gardul, de aia am grijă acum. A venit băiatul să facem gardul. Să lasă să facă gardul, păi noi plecăm, îmbracă-te, mănâncă și îmbracă-te. Cine de tantezi, de luci? Da, patroană, dar du-te tu dacă e rușine. Nu. Du-te tu, lasă-mă pe mine. Doamne, să-l iau Dumnezeu filmare. Păi nu, patroană, lasă-mă, lasă-mă. Ia uite, bă, ți-a venit băiatul. Să nu dai jos, să nu dai jos, că ea pune cartonul ăla de lângă cuptor. Ia cartonul de lângă cuptor și pune jos acolo. Că mânjești da. Mine și nu mă treia. Așa e, ia cartonul. Ca să nu mânzească, prieten, știe patrona. Dar nu luai furculiță, când să mai mă duc eu să după furculiță acum? Nu mai patrona, că mănânc și cu mâna. Ce-i sculea? Hai să-l dau scaunul. Lasă-l acolo. Hai. Sau lasă, pune-l aici, pune-l aici. Hai să vedem că punem și telefonul să filmeze. Hai, stai aici, că-i soare. Singur. Și tu unde stai? Eu nu mai stau, că nu mănânc. Nu stai? N-ai furculiță. Hai, lasă că mănânc fără furculiță, patroană. Uite băiatul acolo. Să facă. Hai, ia-te. Ți-a pus și margarină dacă vrei și iaurt. Da. Da. Gata, mulțumesc, patroane. Dar ce fac, patroane? Mănânc cu mâna? Mănâncă cu mâna, că nu mai pot să m-am adus să iau furculiță. Nu sunt bătaie de joc. Nu mai pot. Dacă nu mai poți, patroane, le mănânc cu mâna. Cu mâna? La micul jun. La micul jun, așa să mănânc. Da, mâna. Cu mâna mâncam de mult, n-aveam furculiță. În cor n-aveam furculiță. Uite cuțitul, acolo puneți margarină.
Încă. De-aia se pune margarină. Trebuie să-ți iau brânză de acum, de aia care se pune pe pâine, de la Luci. Nu mănânc patroană, vezi că eu duminică plec. Și azi e sâmbătă. Și dacă pleci, nu mai trebuie. Bine. Mă, îmi fac treburile pe aici eu. Nu mai trebuie să iei. Eu îmi fac treburile. Am de lucru, nu mai am gândul tău atunci. Are gândul tău, tate și cu Alin. Aici ce am? Rădică, ha? Mai șu. Mai șu, mai șu, picopai n-a avut. Șu. Dar ce de cu a moartă, Racheana e moartă. Păi bă, de aia moartă prima dată. Trebuia moartă prima dată pe ăla. Auzi? Ursul unde vă uxava? Unde e morsa? Pune într-o găleată, morsa că dai imediat repede. Că vezi că sunt găleți goale, vezi că acolo că nu prinde morsaua. Dar trebuia să dai cu mătura prima dată să iei gunoiul de pe gard. Cu dulita curcan. Ia mătura. La ora 10. Ia mătura și dai cu mătura aia de paie. Nu mi-a dat supraceană, unde l-ai găsit? 2 milioane jumătate ia. Asta e. Ce, nu mai ia oamenii câte 500 de milioane, 2 milioane. Ce jumătate ce e? Ai bani să te mă așteaptă când iau bani. I-a spus, facem mult în curte și dau bani grămadă. Dar vezi, are încredere în cine? Are, are copilul Sonia. Ce bune sunt pădurile astea de curcan. Vezi, mânca și eu. Doamne, Dumnezeu să mă iată, m-am rămit acum. Uite, e și porculiță, patronă. Nu mai puse, mă duc să iau. Uite, e. E. Am pus-o acolo, vezi că eu nu mai văd, nu văd bine de, de diabet. Nu mai am insulină, dar m-am uitat cu de-am făcut. Și trebuie de insulină. Ia de la mine una, primul. Nu, știu, de care ai. Ia una, tot de aia. Dar nu răspunde, am dat la Georgiana, să văd ce face urmă. Să fie clar. Dar nu Georgiana. Nu răspunde. Nu ne-a sunat. Nu trebuia să ne sună și pe noi. Nu, mai ce să zic. La butelie, la miglu, asta, numărul, nu știu. Butelie doarme acum, nu? Doarme toți. Cacană? Da. O, alea. Mi-a zis lumea în comentarii că mănânc prea multe ouă. În fiecare zi mănânc ouă. E, poate nu-i bine. Lasă. Nici David nu le mănânc. E bine? Dar mănâncă băiatul ăsta. Mamă, dar cu dulit de curcan aș mânca în fiecare zi. O, cea mai scumpă e așa. Ce sunt? Cea mai scumpă. E bine? 3-400 de mii kilo. Mă, ce nu găsesc? Găleata, ia vezi prin beci, ia vezi. Colo-i găleata goală. Prieten, chiar e mâncare pe cinste, bună. Mai mâncăm o felie de unt. Nu știu dacă e bine astea, a treia felie care o mănânc. O mănâncă de aia, mănâncă roșii. Nu mai mănâncă numai mare unt. De care roșii? Doamne. De care roșii? De care sunt? A, de astea? De care sunt? De unde se iau de grădina? Că trebuie să vină femeia aia să-i dau bani. Că mi-a dat pe datorie și acum îi dau bani și mai îmi dă. Câți bani trebuie să iei? 500 de mii. De să ne aducă și roșii. Vă duce de grădină să vădă că nu veni după 12, cred că se duce dimineața în piață și pe urmă din piață vine în parc. Aduce roșii de grădină? Da. Bun. Aduce creasta verde, aduce roșii,
aia, mănânci o roșie, un cartavete. Așa se mănâncă dimineața. Dar uite, mănâncă un ridică. Mănâncă ridică, da. Eu mai mănâncă mânjie acolo. Okay. E mânjită, patron. Ce ai supat-o? Ia să pic. 10:30, mai e, mai e cu 10 brași. N-am cu cine merge, n-am cu cine. Și de ce mai e pe mine? Vine toată lumea acolo și n-am cu cine merge. Eu nu știu dacă mai. N-am simt să dăm drumul rece, o l-am dormit tot așa, fără căldură. Că noaptea e fi. Ce-a fost lui? Păi dacă nu, n-are cine să dă drumul rece-ul ăla care... Ai dat 20 de milioane pe rece-urile ăla. Mm. Trebuie programate, mie nu-mi place rece-urile ăla. Unde să mai le vând acum? Le-aș vinde pe toate. E Ursul a zis că le dă drumul prin telefon. Acolo, mai mănânc și salamul ăla. Mănâncă ce vrei. Uite cu caraula ta, sorul ta nu mai vine. Păi ce-a făcut de mai vine? Nu știu. Acolo mănâncă mult în ultimul timp. Mănâncă mult patrul, de ce? Găsești? Alo. Socăr de-am. Mai nu oprești un pic. Păi ca nacicările izăcții, corță infecția, sâcă virus așa de lumea. Da, dar Craiova stau la Caraula, aia înțeau. N-am mai pierd de când m-am, că n-am așa ceva. Aleane cu toți, că ai hac, ai pe horcai. Ai tot pendet cu doctor. Ai tot pendet cu doctor. Nu mai vorbiți cu Vanessa. Că urgentă e totul. La urgentă sau unde? La Craiova. Hai și noi. Hai și noi. Celel tu că analiză-o ți-a l-am dai cor. Tot ce cără îl peită al prașa avea de-aia. Nu. Auzi și la urgentă, la Craiova. Doare gâtul de atâta timp, de când a plecat de la noi. Hai după ea. Hai după ea, eu nu merg după ea. N-am spus că nu bănui pe ea. De ce n-a venit la mine? Lasă că ne umple, te umple. N-am și oprat. Te umple tot. De gât atâta mai trebuie să iai virusul ăla în gât. Da, atâta mai trebuie. Nu e un idiotor pentru tine aici. Pentru tine numai la București sunt doctor. Să te ferești. Să nu mai beai, să nu mai iai gripe. Tu nu știi ce-am pățit cu tine. Nu știu. Da, nu știi că stăteai cu frații în sus și băgai electron. Am mâncat tot o parcuria. Gata, lasă că-s bun era. Păi cum mă zic? Ălea nu-ți face rău și sunt unde dai bani în altă parte și nu iai ulei de mazline. În ulei de mazline le-am făcut. Ulei de mazline ai voie. La picat. Am mâncat prea mult acum, un castron de cuturi. Lasă că nu-i nimic, duce, mănâncă și duce. Nu, tu ia-ți pastilele, fă-ți insulina. Eu făcut-i insulina, luai pastilele de dimineață. Da, eu am grijă de mine. Dar mă dai mult ordine. Păi sunt, da ordine de când sunt. Da, dar voi pleca și dai singură, dai singură ordine. Mama mănâncă lupii, mama mănâncă lupii singură. Tu ce întrezi, tu dai cu capul. Bă, eu am oameni angajați, nu stau singură. Până de Paște pun oameni să lucreze. Și am de treabă, crezi că stau singură, tu am zis că stau singură. Să vede ce treabă faci. Nu dai nimic din buzunar. Eu ți-am cumpărat materialele pe tine. Asta tu ai cumpărat, eu am mâncat 100 și ceva de milioane la camera. Da, da. Am dat de la mine 100 de milioane și ceva.
Uite, mașina de atâta timp apară. Când a venit ăsta, se studiază porțile, se bagi nunchi. Și dacă n-a venit, ce să facem? Păi da, să nu umbră cine va apară la ea. Da. Da, patronă. Și ce facem acum? Alin doarme, nu? Du-te, pățălea, repede. Du-te, îmbracă-te, bea-ți pastilele. Să dăm la Anca oficială să ne ducă ea. Unde? Acolo, la Luce. Eu nu știu, dă-i. Cum dat de Anca, cum dat de ea? Dar eu nu mă duc la Luce. Și cu cine mă duc? Păi nu sunt îmbrăcat, nu alea, nu. Păi du-te, îmbracă-te. Vreau să intru pe TikTok acum, că am treabă. Îmbracă-te, te vedești pe tine, lumea, toată lumea. Nu mă interesează. Poate găsești o femeie și tu unde te duci. Nu mă interesează, nu mai fi tu o oață ca să merg cu tine. Ca să merg cu tine. Am răcit și eu. Hai, du-te, că-i plic aici. Păi trebuie să stau 20 de minute să fac filmarea. Du-te. Unde du-te? Trebuie să fac filmarea. Nu vă fac. Ce? Hai, du-te, patroană, du-te. Patroană, du-te. Deci ai luat gripă. Hai, du-te, patroană, du-te. Ai luat gripă, cred că. Patroană, du-te, hai, du-te. Mă gândești. Păi n-ai zis tu să te duci. Prieteni, o vedeți pe patroana, e cea mai hoață femeie. Cea mai perversă femeie. Patroana, o vedeți? Ea este, prieten, ea este patroana. Patroana de la Strehaia, care ne-a mâncat pe toți. Ea e, ia uite ce... Sună copiii ea. Vedeți, aici o ajută băiatul pe patroana ca să vopsească gardul. Patroană, ce facem, că mai ne trebuie niște bopsea, auzi? Ia să vedem ce bopsea ne trebuie, prieteni. Ne mai trebuie bopsea. Deci, prieteni, ne mai trebuie niște bopsea ca să dăm bordurile astea. Ca să dăm bordurile, vedeți? Asta le-a dat Alin și Tache. E bine. Da, ia uitați, mai trebuie astea la Alin. Moldurile astea la Alin trebuie vopsite. Aici e partea de curte a lui Alin. Dar le dăm și noi ca să semene frumos. Așa. Și vedeți unde mai trebuie să dăm, prieteni. Patru, da. Ia vino afară ca să vezi ce facem. Să dăm și astea de marmură, nu le dăm. Ia vino afară, patroană. Da. Vii? Filmezi și tu. Filmezi. Vedeți? Nani! Salut, domnul Nani! El e Maco Nani, prieten! Stai puțin, că am de vorbit ceva cu tine. Ia uitați, prieteni, aici, bordurile astea trebuie să le boxesc. Vedeți? Bordurile astea. Deci roturile astea, două, trebuie să le boxesc, prieteni. Ați înțeles? Trebuie să vopsesc și rondurile astea. Stai puțin, Nani. Auzi? Da. Băiatul, unde ești? Păi ia, nu mai firma exclusivitatea mea. Ia chemă. Ia chemă să tumnesc cu el, că trebuie să mai îmi facă rondurile. Mă lați la urmă. Până la urmă, dar trebuie să le fac azi. Ia strigă la el. Ia vino, mamă. Ia vino la leu. Dar nu mai veni și tu cu filmarea, patroană. Uite, l-am găsit pe Nani, patroană. Pe Nani. Pe Macomex. Băi, Macomex. Paparace. Băi, ia dă-i și tu cu lea la mine. Ia vino. Ce faci? Vino cu, hai, gata, stai cu Macomex aici. Ia vino cu ace. Uite, fii atent.
aș vrea să vopsesc și eu bordurile astea. Bordurile astea, înțeles? Astea două, că altele nu mai am unde, ha? Da? Au, și parcă ar trebui, ia uite-te, vopsea neagră aici între astea. Auzi, și uite, în gardul ăsta, să dăm cu vopsea neagră. Da, ai înțeles? Mai plătesc fratele meu. Ai înțeles? Hai, după ce termin acolo, da? Da. Ok? Gata, patrona, deci ai ieșit și tu cu mine. Ai ieșit și patrona, măi, Macume. Vine prietena mea de bancă. Care e prietena ta de bancă? Prietena mea de bancă. Gata. Păi de când ați venit, nu mai vorbiți amândouă. De când am venit de la Bulăm, nu mai luăm legătura. Dar unde ți-i telefonul ăla? Acolo, pe bancă, stăteați pe bancă? Voi nu munceați? Ce să muncim noi? Eram pătrâni. Am dar patroana mergea la școală toată ziua. O mergea și eu. Eram în tratatia. Da? Păi, Marco, ce faci? Și auzi, femeia aia care a fost cu noi la pușcărie, vinde porii în săverit. Vino cu Ana, vino cu Ana. Gata, prieteni. Deci, prieteni, ne vedem mai târziu. Să mai vedem ce facem. Ne vedem mai târziu, prieteni. Deci, vă pup și vă iubesc.